ieșit de la Mănăstirea Dumbrău și mergem către Cheile Turzii. Suntem între Turda și Aiud. Am înțeles că este un drum de la Bădeni, uite către Bădeni pe stânga și ajungi exact aproape de Mihai Viteazu. Hai să vedem. Putem ajunge cât mai repede în Cheile Turzii. Să vă arăt Cheile Turzii, minunat. Mai ales că este o zi minunată, caldă, un pic de soare. Păcat să nu facem o excursie. Ajungem la lacul Ștejeriș. Ștejeriș, cred că așa se zice, Ștejeriș. Lacul a fost un pic micșurat din cauza autostrăzii. Și și vede acolo. Este un lac de pescuit, vin foarte mulți pescari aici să pescuiască. Uite mai mic e lacul. Acolo se vede autostrada. Și este hotel sau motel, nici nu știu cum să-l numesc, Ștejeriș. Dar de când s-a făcut autostrada, cam puține mașini mai circulă pe drumul ăsta, nu știu cât de bine le merge. Uitați, ăsta este către Bădeni. De multe ori meream în stânga pe autostradă, nu prea umblam pe națională. Bun. Hai că închid, că conduc. Ei, n-am mai fost pe drumul ăsta cred că de 20 de ani. Sau de 20 de ani, de vreo 5 ani, sigur n-am fost. Wow, ce... Acum coborăm și trebuie să fie Bădeni. Am trecut peste o poartă. Mergem către Moldovenești. Țin un pic camera, acum apuc. Uitați Cheile Turzii se vede acolo. Văd că aici repară drumul. Suntem pe drumul către Cheile Turzii. Aici era, în dreapta, mai de mult un olandez care avea un Dino Park. Avea ponei, avea... și noi am fost de câteva ori aici. Nu știu dacă n-am pus pe internet. Acum imediat ajungem la... pe platou, unde se va vedea panoramic. Cred că aici este o carieră de piatră, dacă ne uităm bine. Este un pic la sol, dar e ok. Ținem mașina 2000 de ture. Ajungem imediat sus.
Picioarele în față. Mai sus, așa, distracție. Eu le-a strigă mai tare ca ei. Trece până la sfârșit, zice, dar trebuie să fie mai grea. O ajunge. Bravo. Pastor cu Borașul. Că nu vrea. Nu mai are când. Aproape pastor cu. Tragem. Da, prima dată mere Bogdan, așteaptă bunicul. Uite pe bunicul acolo pe stradă. Unde? Lângă spate la mașina. Voi Am luat un Coca-Cola și mergem la mașină. Merită filmat pe unde mergem.
datorită unor. Micro parcare internațională, asta în Germania, Austria nu se plătește la poliție. Pe domeniul privat. Suntem în cheile Turzii. Bună ziua! Am intrat în defileu. Este un pic noroi. Să vedem ce va fi aceea. Minunat. Rezervație naț. Foarte mare umezeală aici.
un cățeluș. Un cățeluș. Valea. Totul este umed. Cred că și din cauza vremii toamnă. În ce interesant a crescut acel copac. Și bolovani sunt în apă. Și cum se vede. Cred că o să mergem pe marginea râului. Vedem acest podeț. Spre refugiu Salvamon. Și interesant e copacul. Aici e plăcut e aici. Aici este drumul, lumea se plimbă. Este un loc de odihnă. Nu rupeți plantele. Rezervație naturală. Bâncuțe într-o odihnă, piedera sălbatică. Ciudată n-am mers, poate că
noroi. Nu știu. Nu mă un pic să trecă, mișcă podul. Nu ia să poză. În spate, nu, numai o parte ei. Da. Da, da, știu. Mulțumesc. De cascade mici. De fapt, foarte interesant. Văd că se îngustează drumul. Poteca. N-am fost pe aici niciodată.
nu știu cum e. Opa, hai cum să te faci, bine. Foarte interesant. Vedeți iedera asta cum s-a suit pe stâncă până sus. Aici cad și pietre. Wow. Ce copac secular aici. Imens. Imens. Mai este un pod. Hai să ne oprim.
care urcăm niște trepci. Pietre sunt, nu pot să umblu. Și iară sunt niște trepți. Bă, interesant că valea curge încolo. Foarte înalt, foarte periculos aici. Hop, hop. Bun. Bună ziua. Bună ziua! Mai este mult până în capăt. Oh, oh, oh! Yes! Yes! Și tot mai rău! Ia? Mai consumăr, mai lucior. Da, da. Da, păi tăta așa. Tăta așa e, mai arem înainte. Este un zbor. Îmi purge apa din stâncă. O picură. Ne-am băgat, merg până la capăt. Stâncă. Stâncă, stâncă, stâncă. Stâncă. Scobită stâncă.
imediat săgată, cheile Turzii. Era o legendă, dar nu mai știu exact cum era legenda. Un lucru clar, că sunt picioarele pe aici. Tot feluri de izvoare iasă din pământ. Și aici se poate vedea un izvor care iasă din pământ. Locul e minunat. Iar fi foarte, foarte anevoios. Mai vine un pod foarte interesant. Uite că aici au și pus o sârmă ca să ne putem ține. Haideți că stau eu aici. Aici este o cascadă super faină. Mergem încă un pic. Apar tot lucruri mai faine și mai faine și și mai faine. Că aici a fost mai greu. Hai să vedem ce este aici. Este o peșteră. O să mai coborâm după aia. Da. Cred că pe aici. Cândva curgea apa. Mai departe. Vedem de zone periculoase. Uite, până aici. Am dus că dincolo e cât mai greu. Mergem înapoi. Totuși, am parcurs un kilometru, un kilometru jumate.
Mergem înapoi. Nu știu acum o să mergem în aiud pe autostradă sau o să mergem prin Rimetea. Dar cred că mai degrabă o să mergem pe autostradă. Vince la fere. Asta e privilegiul. Rădăcinile acestui copac cu stâncă. Asta a prins copacul. Interesant. Interesant. Acolo se vede cum a fost podulet. Cusuli. Lala. Cusuli. Lala. Cam atât a fost pe ziua de azi. Am fost la Dumbrău, la mănăstire și am fost în Cheile Turzii. Să vedem mâine ce o să facem. Unde o să mergem. Mâine e o nouă provocare. Mai suntem pe autostradă. Acolo se vede naționala pe unde am venit. Am urcat acest deal pe care îl coborăm acum și am luat-o în stânga. Bine, haideți că vă las. Ne auzim mâine.